Medicul Cătălin Cârstoveanu de la Spitalul Marie Curie din Capitală a făcut câteva afirmații care au inflamat producătorii de medicamente. Eu când mai mă duc prin Statele Unite, aduc antitermice de acolo, pentru că sunt mult mai eficiente, este foarte simplu. Și apoi când vezi că un antibiotic nu merge și aduci un alt antibiotic cu același nume al substanței de bază și funcționează, ce părere aveți? Medicul și-a retras ulterior afirmațiile, dar suspiciunile rămân. Sunt voci care cred că un control mai riguros nu ar strica. La patologie asociată, așa cum sunt la noi, întotdeauna folosim asocieri de antibiotice. Se cam sprijină un antibiotic pe altul, dar probabil că un control, dacă e posibil de făcut, de ce nu, ne-ar ajuta pe noi în primul rând. Există un serviciu de farmacovigilență în care orice cetățean al României poate să informeze Agenția Medicamentului despre o reacție adversă, un efect secundar pe care l-a creat un medicament. Mai mult, medicii au obligația să raporteze așa ceva, în așa fel încât atât agenția medicamentului cât și producătorii să știe că așa ceva s-a întâmplat și să ia măsurile necesare. Industria farmaceutică din România înseamnă 1,5% din PIB. Fabricile de medicamente din București, Iași, Cluj, Târgu Mureș și Timișoara asigură 8.000 de locuri de muncă și au un rulaj de peste 150 de milioane de cutii și exporturi în toată lumea. Directorul companiei Ieșene Antibiotice SA susține că medicamentele produse aici respectă standardele internaționale. În plus, au aceeași compoziție atât pe piața internă, cât și pentru export. Acesta mai adaugă că afirmația medicului bucureștean este nefondată și aduce prejudicii producătorilor interni. Este inadmisibil totuși să arunce în spațiu public cu atâta ușurință o asemenea frază care poate crea un adevărat cutremur în sistemul de sănătate. Și Agenția Națională a Medicamentului precizează că genericele au aceeași formă farmaceutică și aceeași compoziție calitativă și cantitativă în ceea ce privește substanțele active ca medicamentele de referință. Agenția Națională a Medicamentului precizează că genericele au aceeași compoziție calitativă și cantitativă în ceea ce privește substanțele active și aceeași formă farmaceutică, la fel ca medicamentele de referință. Conform legislației, medicamentele generice pot intra pe piața farmaceutică numai după 10-11 ani de la autorizarea inițială a medicamentului original.